Sere pline cu vitamine. Pavel Terentev din satul Coșnița, raionul Dubăsari, muncește de dimineață până seara pentru a-și bucura clienții cu verdețuri și legume de sezon. Din banii adunați de la nuntă, bărbatul a reușit să-și pună pe roate o afacere pur ecologică. Cel mai gustoase vitamine de primăvară. Ne trezim de dimineață, pe la orele 7. Și începem ziua de lucru. Lucrăm de dimineață până seara. Pavel Terentev a început cu 4 sere mai mici, iar ulterior a reușit să construiască 2 solarii moderne unde crește castraveți, ridiche și ceapă. Aceste 2 sere le-am construit împreună cu tatăl meu, timp de jumătate de an, zi de zi de muncă. A fost foarte greu, dar până la urmă rezultatul care l-am obținut, suntem foarte mulțumiți de el. Bărbatul susține că secretul unei roate bogate este în îngrășămintele naturale. Deci creștem ridiche și ceapă verde, fiindcă ea este rezistentă la frig, deci până la minus 8 grade nu au probleme. Noi în fiecare toamnă folosim doar îngrășăminte naturale de vaci și mai mult niciun produs chimic. Soția legumicultorului spune că pandemia nu le-a afectat afacerea pentru că au promovat-o pe rețelele de socializare. A avut un succes, am vândut foarte repede și mulțumesc la toți care au fost la noi acasă, care am livrat, care ne-au ajutat. Sunt foarte mulți vin. Deja mulți știu de noi și mai mult de acasă deja vindem. Dar la 20-30 de oameni pe zi cred că vin. În total, fermierul a investit în afacere 14.000 de euro.